Municipiul Pitești, citadela petrochimiei românești, orașul primelor autoturisme, târgul care pe vremea lui Minulescu număra 17.000 de suflete, 13 simigerii, un tribunal, 3 școli primare și 3 cofetării. Într-un jurnal cinematografic tot cu numărul 44, însă de acum exact 20 de ani, consemnam prima premieră industrială a Piteștiului în anii Republicii. Construcție nouă, rod al luptei poporului muncitor pentru o viață fericită, fabrica de tananți Argeșul a fost pusă de curând în funcțiune. De la modesta distilerie, la distileriile grupului industrial de petrochimie, drumul este cel pe care istoria ultimelor două decenii de construcții socialistă îl face prezent pretutindeni. Deviza întregii țări, Cincinalul în 4 ani și jumătate, a căpătat aici concretița hărniciei. În primele 10 luni ale anului, rafinorii au realizat o producție suplimentară de 55 de milioane lei. Argeșana, cea mai mare fabrică de stofe din țară. Preocuparea majoră în aceste zile o constituie problema reducerii cheltuielilor de fabricație, eliminarea deșeurilor. Am întâlnit și aici, ca și la fabrica de motoare electrice, o altă întreprindere piteșteană, același efort în bătălia pentru mai bine, în lupta pentru economii, împotriva risipei. Dar mândria piteștenilor este uzina de autoturisme. Angajamentul de a da viață Cincinalului în 4 ani și jumătate reprezintă un spor de producție în valoare de 2.200.000.000 de lei. Cele 116 milioane producție suplimentară în primele 10 luni vorbesc despre capacitatea acestor oameni care și-au trimis pe toate arterele țării odată cu emblema uzinei și chemarea pornită din Argeș. Hărnicie, cinste, onoare și demnitate socialistă. Vârsta medie a celor 70.000 de salariați ai Piteștiului, vârsta Republicii noastre, 25 de primăveri. Baia Mare, străvechi punct minier. Așezat la poalele munților Gutin, municipiul de azi a cunoscut în anii socialismului prefaceri înnoitoare în toate domeniile de activitate. Orașul care și-a mărit populația într-un secol de 7 ori și căruia socialismul i-a dat însemnele de calitate ale unor zidiri de neasemuită frumusețe, își înscrie existența în efortul general de a face din acest cincinal un exemplu al marilor posibilități creatoare ale poporului nostru. Edificii de înălțare spirituală, memorii în piatră, pentru a face din trecutul de luptă un prezent al demnității umane. Mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu, adresat tuturor muncitorilor de pe ogoare cu prilejul zilei recoltei, și-a găsit răspunsul în conștiințele a zeci și sute de mii de oameni, dintre care unii, până în această toamnă fără cer albastru, n-au știut cât de greu se culege avuția pământului. Admirabilă această solidaritate activă a poporului nostru, aflat în marea luptă pentru strângerea recoltelor. Zi și noapte, noapte și zi, muncă fără răgaz. Numai așa se explică bunele rezultate ale cooperatorilor din Castelul, județul Constanța, care au terminat însămânțările cu 3 zile mai devreme. În cinstea aniversării Republicii, lucrătorii de pe ogoarele județului și-au propus să însămânțeze suplimentar 25.000 de hectare cu grâu.